fet, nu neapărat comparând unul la unul. Oana Zăvoranu a anunțat un soi de licitație publică a unor lucruri pe care vrea să le scoată la vânzare și ne aducem aminte când a organizat-o pe prima. Am mai făcut una, dar atunci fără bani. Practic a trebuit să chemăm, că noi am organizat-o la un show mai păcătos. Ce am chemat, era, am chemat jandarmii, da. Au venit jandarmii cu garduri pentru a nu opri circulația andorobanții. Ți-aduce aminte, Horațiu, că era să te linșeze lumea crezând că și hainele tale sunt ale Oanei. Bună seara! Bună seara, Hori! Da, bună seara, mi-aduc aminte, pentru că atunci primeam foarte, foarte multe telefoane să o rog pe Oana Zăvoranu să le oprească diferite obiecte vestimentare. Pentru că noi întâi le-am prezentat timp de vreo săptămână la televizor și erau, într-adevăr, lucruri absolut, absolut valoroase. Atunci sună telefonul ca la Balamuga, aș putea spune. Da. Bineînțeles că le-am răspuns că nu pot face acest lucru, nu pot să o rog pe Oana Zăvoranu să pună deoparte anumite perechi de pantofi, eu știu, de sandale sau de... Singura condiție era primul venit, primul servit. Da. E, să ne aducem aminte și atunci când Oana Zăvoranu a donat obiectele vestimentare ale mamei sale la Vila din Acumați și atunci a fost așa necesară intervenția a poliției. Însă... De data aceasta le scoate la vânzare, nu? Da, exact. Într-adevăr, Oana Zăvoranu are probleme financiare destul de mari. Una dintre aceste probleme vine din partea managerului Spitalului Colțea, Bogdan Furtună, care a fost și managerul clinicii pe care o deține Oana Zăvoranu. E bine, acesta îi cere Oana Zăvoranu și avocatul ei câte 20.000 de euro despăgubire, pentru că îi acuză de șantaj. Mai exact, Oana Zăvoranu și avocatul ei l-au somat pe acest medic, Bogdan Furtună, să semneze un împrumut în fals în valoare de 240.000 de euro. De asemenea, Oana Zăvoranu a fost la un pas să fie executată silită, să-și piardă casa, deoarece a împrumutat o sumă foarte, foarte mare, e vorba de 174.000 de euro de la un medic. Ei bine, instanța a decis să nu fie executată silită, adică să nu-și piardă casa. Vorbim de casa din Doroban, care are un preț estimativ de 700.000 de euro. De asemenea, problemele Oanei Zăvoranu vin și din alte părți și aici vorbim despre procesul pe care l-a intentat Oana Roman, un proces de defăimare, deoarece Oana Zăvoranu a jignit-o. Ei bine, și atunci instanța a decis ca Oana Roman să primească sumă de 25.000 de lei. Asta zic, la genul ăsta de procese nu se dau decizii despăgubiri foarte mari. Sunt de ordinul a câtorva mii de euro. Niciodată n-am văzut. Asta cu defăimare, zici de lei înseamnă asta 5, cu defăimare. 5.000 de euro, da, cu defăimare. Nu, da, nu obții, adică nu reușești da, să... Trebuie să demonstrezi că ți-a făcut rău cu adevărat prin cuvintele alea. Da, să demonstrezi pierderea. Dacă ai pierdut 100.000, poate că ți-ar da. Dar e și foarte plus că greu trebuie să-i demonstrezi că adică ai avut un contract de imagine pe care l-ai pierdut. Da. Că, domne, puteam, că majoritatea lui face... Uite, trebuia să semnezi un contract și nu l-a mai semnat. Da, de obicei în România, așa cum spune Nati, daunele morale, nu, cam astea ar fi. Se stabilesc într-un quantum destul de acceptabil. Dar, într-adevăr, 20.000 înțeleg că a fost silită să-i plătească managerului spitalului la banii pe care se vehicula că îi are după decesul Mărioarei Zăvoranu, 20.000 erau mărunțiși. Da, acest lucru se întâmpla anul trecut și, repet, este vorba despre faptul că Oana Zăvoranu și avocatul ei l-ar fi forțat pe manager să semneze un împrumut fals de 240.000 de euro. Dar să ne întoarcem și în apropierea... Trebuie să se și dovedească, da. Da, corect. Să nu uităm și faptul că Oana Zăvoran l-a acuzat pe fostul ei soț, mă rog, de acum încolo va fi fostul ei soț, Alex Rașraf, că i-a cheltuit foarte mulți bani cu, mă rog, cu iubita acestuia. A ajutat-o să-și cumpere casă, mă rog, mașină. Ce obiecte scoate Oana la vânzare? Eu, din ce mi-aduc aminte, pentru că am făcut câteva filmări la casa ei, din Dorobanți, renovată fiind, are obiecte foarte, foarte valoroase, are, într-adevăr, o colecție de ceasuri impresionantă. Nu cred că le scoate pe acelea la vânzare. Din ce am citit eu, am văzut că spune că... Doar haine, da. Astea sunt. E bine, toată lumea știe că Oana Zăvoranu este posesoarea unei garderobe absolut impresionante. E adevărat, impresionante. Haine, jeans, pantofi sau bijuterii personale purtate de câteva ori de către mine sau deloc. Starea lor este impecabilă, eu fiu recunoscută pentru grija care port un lucru, așa este. Abia aștept să vă văd în ele.
mă voi simți onorată să le cumpărați, asta înseamnă iubire și surprizele continuă. Cred că dacă a scris clar că și bijuterii, înseamnă că cu siguranță intră și ceasurile sau măcar câteva dintre ele. Mi-e greu să cred că scoate la vânzare haine sau gest, cred că miza asta este... Asta zic obiectele grele. Cred că miza o reprezintă bijuteriile, cred că de acolo vrea să facă banii cu care să-și plătească din datorii, mă gândesc. Mai altă chestie, vă zic, bijuteriile sunt foarte ușor de vândut, nu le scoți la, de vânzare pe Instagram. Te duci da, dar de altă parte, bijuteriile teoretic își păstrează. Asta zic, chiar unele preț, dintre ele și... Ba chiar și l-au le crescut. Le și crește valoarea, de da. De ce să le vinzi? Da. Și aș vrea să revin la momentul pe care tu l-ai amintit puțin mai devreme, Dane, și atunci când și-a adunat obiectele ei personale în urmă cu câțiva ani. Da, da, da. Vreau să vă spun că, într-adevăr, erau absolut noi. Erau ok, da, erau ok, dar nu erau piesele ei de forță. Nu erau piese de forță, dar au obiecte cumpărate cu un an, doi în urmă și, așa cum a spus acum Ana Zăvoran pe Instagram, nu au fost purtate foarte mult sau... Unele chiar ok, deloc. Cum se procedează? Că n-am văzut la Oana Alice, de exemplu, am văzut că postează obiectul respectiv sau haina și prețul da. Gen licitație. Cine dă mai mult? Pentru că Oana se gândește că nu cumperi neapărat lucrul respectiv, Oana Alice. Ajuți cumva la întreținerea lui Viorelis. Adică mulți oameni, de-aia a și făcut o licitație. Pentru că mulți oameni dau mai mult decât face o rochiță sau, mă rog, practic ce scoate. Practic se începe de la un preț da. Și e o donație pentru... Dacă e o donație, e ok, dar dacă e vânzare, nu trebuie să dai poate și la stat? Ea face un soi de licitație. Nu e nici donație, nici vânzare. Există piața liberă, nu? Nu, o analist vorbește. O analist. O analist e un fel de licitație, dar un fel de donație. Nu știu ce se întâmplă mai apoi dacă declară... Ca persoană fizică, între persoanele fizice, orice acțiune nu trebuie declarată la stat. Că nu e, adică se presupune că tu când ai cumpărat acel lucru, ai plătit pe taxe. E adevărat. TVA și tot ce se plătește. Așa și foarte bine, pentru că în felul ăsta încurajezi oamenii să dă mai mult. Da, sunt foarte multe fete. Nici nu pierzi, rămâne efectiv cu banii respectivi. Sunt multe fete care fac ceea ce face Oana. Ele se numesc că se dau mai departe, dacă nu o faceți sub formă de licitație, în regim de consignație. Cumva. Da, dar nu știu dacă, dacă ai nevoie de vreo firmă sau nu. Asta nu știu. Să treci totuși. Marea majoritatea celor care fac asta trebuie. Nu. Le văd pur și simplu din ce știu. Deci și eu fac Oana Zăvoranu cum va face? Va posta și ea obiecte și o să le pună un preț? E licitație? E preț fix? Ai aflat ceva? Asta a fost și curiozitatea mea și am sunat-o și ieri seară și în cursul de astăzi nu mi-a răspuns. Eu cred că în cazul în care va face la ea acasă, ceea ce pare destul de dificil. A face într-o ședință de vânzare cu toate? Bănuiesc, da, dar ar trebui să aibă un om de încredere lângă ea pentru că... Sau face vreun site, înțeleg. Eu am mai citit în altă parte că ar putea să facă și un site. Pe genul un magazin mai online, mai produse vintage, știi? Adică să nu fie ea exact implicată în... vânzarea o să vedem. Obiecte. Crezi că o face din cauze financiare sau pentru care prea multe? Eu, părerea mea și nu doar a mea, pentru că, bineînțeles că mai vorbesc și eu cu diferiți oameni, eu cred că este vorba despre probleme financiare. Asta probleme financiare care, iată, survin și în urma despărțirii de Alex Așraf, pentru că, așa cum am spus-o și în antetransmisiuni în direct, el era cel care ținea contabilitatea clinicii, iată, la ora actuală clinica este închisă, era o sursă de venituri foarte, foarte bună. Așa cum mărturisea Oana Zăvoranu, pe timpul pandemiei, datorită acestei clinici au câștigat foarte, foarte mulți bani, dar... Tare mi-e frică, acum zic și așa, fără nicio dovadă, ca nu cumva el să fi fost nu cel care ținea contabilitatea, ci cel care a produs această situație. Dar da. Timpul ne va răspunde și la această întrebare. Ca ultimă informație, cu Alex Așraf am vorbit săptămâna trecută, era la sala de sport, părea foarte în regulă, nu era postat din niciun fel de problemă. Nu știi modelul ăla de băieți care umblă prin oraș și falimentează câte o doamnă și se mută la alta? Adică, am mai văzut. E modă. E la modă, da. Bine, presupun că o să ții legătura sau o să încerci să afli mai multe amănunte și când o să le ai, o să le spui și nouă. A fost horat.